O amplă acțiune a polițiștilor sălăjeni s-a lăsat cu sute de amenzi pentru cei care au încălcat prevederile legii. Zeci de permise de conducere au fost reținute, iar forțele de ordine au sancționat șoferii care ignoră legislația rutieră. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a luat măsuri suplimentare pentru siguranța cetățenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice în sezonul estival 2016. Peste 1100 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, valoarea acestora ridicându-se la peste 220.000 de lei. În urma activităților polițiștilor au fost constatate 85 de infracțiuni, iar 15 persoane au fost prinse în flagrant. Pentru comiterea faptelor sunt cercetate 56 de persoane. Polițiștii au aplicat 159 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică, prevăzute de legea 61/91, 8 pentru fapte de natură economică și 58 pentru fapte de altă natură. Siguranța rutieră și salvarea de vieți sunt de asemenea priorități ale poliției române. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 35 de permise de conducere, dintre care 3 pentru consum de alcool și 12 pentru viteză.